O proteină care se găsește în mod natural în lapte face ca rănile să se vindece mai repede. Caseina se găsește în laptele tuturor mamiferelor, dar este din abundență în laptele de vacă, unde se regăsește în proporție de până la 80%. Caseina se găsește în laptele tuturor mamiferelor, dar este din abundență în laptele de vacă, unde se regăsește în proporție de până la 80%. În ultimul deceniu a crescut interesul pentru proprietățile antimicrobiene, antioxidante și antiinflamatorii ale caseinei, precum și pentru utilitatea acesteia ca supliment alimentar bogat în proteine, dar nu se știa și că ajută la o vindecare mai rapidă a rănilor. Rezultatele cercetării sugerează că această substanță ieftină și care se găsește în mod natural din abundență, având proprietăți antimicrobiene, are potențialul de a înlocui materialele scumpe, cum ar fi argintul, în pansamentele pentru răni. În cadrul studiului, cercetătorii de la UCL au amestecat caseină pură cu policaprolectonă, un poliester biodegradabil utilizat în mod obișnuit ca material pentru bandaje. Oamenii de știință au constatat că după 14 zile, rănile peste care au fost aplicate bandaje cu infuzie de caseină s-au vindecat, rămânând la doar 5,2% din dimensiunea lor inițială, față de 31,1% în grupul cu bandaje normale și 45,6% în grupul netratat. Materialele naturale conțin unele proprietăți minunate, dintre care multe sunt necunoscute, a declarat doctorul Ahmed din cadrul universității menționate, unul dintre autorii studiului. Întrucât caseina este un produs rezidual al laptelui, dacă ar fi aprobată pentru tratamentul la om, ar fi un material relativ ieftin care ar putea fi produs la scară largă.